Tu trăi din niște greșeli care nu au voie să se întâmple nici la nivel de liga amatori, junior sau liga 4, când fază fixă la golul 2, știu fiecare dintre ei ce au de făcut, în zid, poziția, în careu, marcajele sau ce au de făcut. Din păcate, n-a fost nici măcar zid, nici jucătorul băluț a primit singur în careu. Inadmisibil pentru nivelul ligii întâi, am spus-o, chiar ligia e a doua sau a treia, iar golul 3 la fel, pe faza noastră de atac, corner, care am avea superioritate 2 contra 1 la centru terenului, 2 contra 1 pe respingere, să ajungă Coman să finalizeze singur portar. Niște greșeli care nu au ce căuta la nivel de Liga 1, care te costă, mai ales contra unui adversar de calitate cum e FCSB-ul. Din păcate, dacă vom continua cu aceste cadouri și aceste lucruri greșite, va fi foarte, foarte dificil să părăsim ultima poziție. Chiar și în superioritate numerică au avut, a fost greu că ei și au avut ocazii chiar și în inferioritate. Da, știam și am încercat să le transmit băieților pentru că au calitate foarte bună, au viteză, sunt jucători de profunzime, jucătorii din atac, toți jucători de spațiu, calitate foarte bună, unul contra unul, rapizi în execuții, în driblinguri. Era un joc foarte periculos pentru noi și la 1 la 0 pentru FCSB și chiar dacă ei erau în inferioritate numerică, pentru că profitau foarte bine de aturile lor. La 1 la 1 am reușit am schimbat și sistemul la pauză, am reușit să egalăm, am reușit să gestionăm mult mai bine meciul în repriza a doua. Din păcate a intervenit acel fault în care s-a dictat cartonașul roșu pentru noi și acolo lucrurile au intrat 9 la 9, ei calitate mai bună, spații mai mari, cu toate că, nu știu, poate au avut o singură situație tot așa pe o contră, jocul era destul de echilibrat chiar dacă ei dominau. Dar am spus, acea greșeală la fază fixă, neatenție, lipsă de comunicare, de concentrare, toate adunate, au dus la marcarea golului 2. Cu jocul acesta, cu greșelile pe care le-ați pomenit mai devreme, ce șanse vă acordați în play-off? Zero. Liga 2. Cu dumneavoastră continuare la timonă, în Cu play-off? mine, dacă nu mă dă patronul afară. Am spus-o, eu nu am venit într-un moment dificil și nu voi pleca, indiferent de ce se va întâmpla până la sfârșitul sezonului. Eu aveam speranțe că lucrurile vor fi mult mai bune din punct de vedere al atitudinii, ceea ce s-a văzut și în primele 5 meciuri până astăzi, ca atitudine, ca dorință, pentru că la nivelul nostru, să vorbim de calitate extraordinară, e mai puțin spus. Noi trebuie mult prin atitudine, prin muncă, prin dorință, prin efort, concentrare, și să avem maturile noastre să ne câștigăm punctele. Dar, din păcate, am făcut și jocuri foarte bune în care am strâns un punct pe la Arad sau acasă cu Craiova, unde n-am reușit din nou să gestionăm bine anumite momente ale jocului. Ok. Vă mulțumesc frumos!